Bucuria venirii pe lumea primului lor copil a fost umbrită de un eveniment neplăcut. Este vorba despre Antonia și Alex Velea, care în prima zi a anului au dat de necaz. Ce au pățit cei doi, vedem chiar acum. După ce au devenit părinții unui băiețel pe care îl așteptau cu mare nerăbdare la sfârșitul lui decembrie, în prima zi a anului, cei doi au avut parte de un necaz. Bolidul artistei în valoare de peste 50.000 de euro a fost implicat într-un accident de circulație din care a ieșit foarte șifonat. La volan nu se afla nici Antonia, nici Alex, ci șoferul lui Velea, care, din fericire, nu a pățit nimic. Mașina, în schimb, a fost grav avariată, ba chiar i-a sărit și airbag-ul. Însă și de această dată Antonia și Alex pot spune cu mâna pe inimă că sunt niște norocoși. Nu de alta. Dar cel care i-ar putea ajuta pe cei doi să iasă din acest impas financiar ar putea fi chiar micuțul lor, care se zvonește că va fi botezat Cezar Andrei. Asta pentru că se pare că băiețelul ar fi câștigat în primele lui zile de viață suma de 2.000 de euro.